Oaza de muzică la Radio România Culturală, vocea lui Ștefan Hrușcă se identifică în sufletul nostru cu sărbătorile de iarnă. La mulți ani, Ștefan Hrușcă! Mulți ani frumos, România! Este ziua ta de naștere. Unde o sărbătorești? Sunt pe drum spre Câmpul Lung. O să am un spectacol de la ora 5 și după aceea un spectacol de la ora 8:30 la Pitești. Câte spectacole ai tu așa cu aproximație în luna decembrie? În luna decembrie acum mi s-au pus în jur de 24 de concerte. În toată țara? Am prins toată țara, da. Spune-mi, Ștefan, cum s-a schimbat publicul în fața ta în ultimii 25 de ani? Sau dacă s-a schimbat? Vreau să vă spun că am o mare bucurie să vă anunț că cele trei concerte pe care am făcut la Oradea, Baia Mare, Cluj, cu care am început, de fapt, spectacolele din aceste capitale frumoase ale Ardealului, m-au încântat. Atâta lume n-am mai văzut, cum spunea un copil de, cred că era de 9 ani, îmi spunea așa seară, zice, domnul Ștefan, așa de multă lume nu a fost la mall-ul ăsta de când sunt eu, parcă avea 60 de ani. E un public care dorește să asculte colindele, poate și felul cum le comunic lor acest colind al nostru stănoșesc, i-a făcut să se apropie și să-mi caute colindatul. Spune-mi, Ștefan, pe tine te deranjează poate faptul că publicul te identifică exclusiv cu această zonă de sărbătoare, cu această zonă a colinzilor? Să știi că nu. Să știi că nu, pentru că în fiecare dintre artiști își are o purte a lui. Adevărul că eu am debutat în folk cu ani în urmă, partea de creație este destul de bogată și a mea. Am vrut neapărat să pedalez, să spun așa, mai mult de această parte de sfârșit de an, pentru că sunt cu sufletul foarte deschis pentru publicul care vine la spectacolele mele și din cauza aceasta probabil și ei mă așteaptă. Ce înseamnă pentru tine publicul și ce înseamnă pentru tine Radio România, Ștefan? Radio România este radioul care m-a promovat pentru prima dată. Este un început al meu, un fel de pionierat, să spun așa, ale mediei, pentru că la Radio România am făcut primele înregistrări. Eram încă la liceu pedagogic, eram elev atunci, mă pregăteam să devin învățător, iar publicul de România este publicul căruia îi datorez absolut tot. Cariera mea, faptul că mă încurajează prin prezența pe care o am la spectacole, îmi dă speranță și mă duc mai departe în lucrarea asta mare pe care o am eu, să urc pe scenă și să bucur sufletele. Pentru tine, ce înseamnă colinzile românești? Colinzile sunt frumusețea apropierii suflet cu suflet, pentru că, după părerea mea, colindul cred că este prima cântare a noastră. Prima cântare este un cod genetic al credinței, al frumosului, al bucuriei de a anunța sărbătorile de iarnă, nașterea lui Iisus. Românul a fost credincios întotdeauna. Colindul, vreau să spun că apropie, adună oamenii, adună sufletele. A devenit un fel de emblemă pentru mine. Este focul ăla din vatră care adună oamenii în jurul lui? Eu așa zic. Și trebuie, cum să spun, susținut. Trebuie, pentru că pe unde trec văd că deja se colinde, se știu deja cuvintele. Asta e o bucurie nespusă, pentru că cele 7-8 albume pe care le-am lansat n-au făcut altceva decât să-i bucure, sunt convins, pe oameni, pentru că văd cum cântă la concerte. Și ce încurajeze un schimb? Reluatul colindatului, adică a merea colinda, că asta e foarte important. Avem tradiții și obiceiuri când nu le are nimeni și momentul în care le pierdem, suntem cu siguranță mai orfani. Mai săraci. E adevărat. Mai săraci. Ștefan, eu încă o dată îți spun la mulți ani din partea noastră, din partea ascultătorilor Radio România Cultural și te aștept aici în studioul Oazei de Muzică în primăvară, când vei avea, din câte știu, o sesiune de înregistrări speciale, nu? Da. Vreau să vă spun că vă mulțumesc din suflet că m-ați sunat. Mi-a dat ocazia să mă adresez celor care ascultă. Dați-mi voie să mulțumesc celor care mi-au trimis mesaje, celor care mă așteaptă, că în curând o să fiu la Câmpul Lung, după aceea la Pitești și după aceea mai departe în țară. Să le transmit și lor sănătate și gândul meu curat pentru toți. Pe dealul cu busuia ce tineri ca noi să preumblă două mai ce tineri ca noi. Una râde, una plânge, tineri ca noi. Una râde, una plânge, tineri ca noi.
Ce ce râde așa zice tinerica lui? Ce ce râde așa zice tinerica lui? Apără ce eu nu-i be tinerica lui. Apără ce eu nu-i be tinerica lui. Adusă de fata mea tinerica lui. Adusă de fata mea tinerica lui. Ce ce plânge așa zice tinerica lui? Ce ce plânge așa zice tinerica lui? Apără ce eu nu-i be tinerica lui. Ce eu nu-i be tinerica lui. Adusă de fata mea tinerica lui. Adusă de fata mea tinerica lui. Ora duce străini tinerica lui. Și-o-i vedem ne-a trebuit tinerica lui. Ora duce străini tinerica lui. Vedem, ne-a trebuit tinerica lui.